Check this. Salut lume și bine v-am găsit la un prim episod cu voce pe acest canal. Astăzi o jucăm Red Dead Redemption 2 online. Și jocul ăsta de nu știu, am reușit să fac level 91, un joc de o lună, două, cam așa. Dar am băgat forță. Și vreau să vă arăt câteva chestii fine unde puteți vâna, de exemplu. Pentru cei care au trader rolul. Chiar ia să vedem cum stau. Am dat o livrare astăzi pe la prânz. Dar ne trebuie materiale clar pentru încă o livrare. Și se câștigă foarte bine, adică dacă joci ca lumea, ai putea să bagi chiar și 4 livrări pe zi. Și faci vreo 650 de dolari per livrare. Ceea ce eu zic că e super. Bun, căciula în cap. Luăm armele. Bun. Ideea e că decât să stai să-ți umpli căruța, din moment ce ai făcut level 10 poți să-ți cumperi căruță de vânătoare, unde poți să pui 6 animale, cred? Da, 6. Și decât să stai să vânezi capre și așa mai departe, ajunge pur și simplu să vânezi 6 cugări de 3 stele și poftim că ți-ai făcut full la crips. Bun, hai să vă arăt unde suntem. Deci eu de obicei îmi fac camp în zona asta, aici pe lângă Great Plains. Și fix aici e cougar-ul. Hai să mergem să vedem. Și vă explic și cum funcționează. Joc pe Xbox One. Poate o să auziți pe fundal maneta. Pare rău, dar nu-i bine gândit jocul ăsta. Trebuie să spamezi AU ca să fugi de numai. Ce avem aici? Un stranger? Hai, altă dată. Haideți să vă arăt. Eu de obicei vin fix aici pe dealul ăsta, că de aici îl vezi foarte bine. Ca să vă arăt mai exact. Uite aici. Lângă Blackwater. Așa și uitați, acolo e cougar-ul. Hai să vedem de câte stele îi. O, e de 3 stele. Poți să le ieși de la depărtare, dar mai ușor e dacă te apropii un pic și dai call. Și o să întoarce și bif. L-ai tunat. Luați sus și mergem până la crips să vă arăt cât de bine dă un cougar din asta. Că între timp am primit și un mesaj. O, uite că băiatul ăsta are livrare, hai că mergem și noi. Suntem o comunitate de români, nu suntem mulți, cred că suntem vreo 10, cam așa, dintre care eu sunt cel mai nou. În sens că eu știu pe băieți de mult, doar că n-am jucat jocul. L-am luat când au apărut, dar după aia nu m-am mai jucat, că... Dar după ce încep să joci ca lumea, vă zic că vă prinde. Pe oricine zic eu că prinde jocul ăsta. Hai că dăm livrarea și după aia vă arăt și la cât timp reapare cougar-ul acolo. Și cum să îl faceți să se respawneze. Oricum, în general apare cam la 2 minute, cam așa. No, uitați-vă, da? Uite cât umple bara din sus dreapta. 5-6 din ăștia și e full. Și faza faină e că în, hai să zicem, în 20 de minute, 30 de minute maxim, ți-ai umplut și căruța. Și să zicem că vrei să dai o livrare pe zi. Ai dat una astăzi și pe mâine ești asigurat și tot așa. Bun, hai să vedem pe unde-s băieții ăștia grei. Bun. Hai să mergem la Tomiță.
hopa, nu pe acolo. Ce faci? Nu știu dacă care la vezi jocul și vă jucați, dacă și voi pățiți ca mine, eu cred că cadă că cad de pe cal de cel puțin 100 de ori pe zi. Facem un drift aici. Și din livrări e foarte, foarte profitabil. Dar părerea mea e că cel mai profitabil în tot jocul ăsta e colecția de la Madame Nazar. Aia o puteți face în 5-6 ore. Mie mi-a luat 8, de exemplu. Dar repet, eu s-a început. Și faceți XP la greu. Plus de asta face și vreo 4.000-5.000 de dolari. Deci e super. Așa șmecher arată cortul ăsta. Așa zici că e de plasă din aia. Pentru cine nu știe, e cortul de la colecționar. Hai, Tomiță, ce facem? Mersi. Bine, aici a putut ceapa, mătii. Au! Genial, genial jocul ăsta. Hai că am primit și un mesaj. Ok. Nu mai așteptăm și pe un băiat. Băgăm o ciorbiță de nasa. Iahnie de fasole. A, și nu vă recomand să faceți livrările singuri. Poate nu pare foarte greu, dar nu e ușor, vă zic. Și ajunge să vă omoare sau să omoare pe cumpărător că s-a dus toată livrarea. Gata, gata, gata. Dormi. Opa, ce avem aici? Astea întotdeauna să le luați. Faceți cu ele momeală de prădător și vă ajută foarte mult la cougar. Ideea e că cougarul se respawnează și fără momeală și cu. Doar că dacă lași momeală, ai mai mari șanse ca să-ți dea cougar de 3 stele. Atât tot. Punem armele de bătaie. Atât. Hai să vedem dacă putem dona căprioara asta la el aici. Da, uite că putem. Ați văzut ce puțin o dat căprioara. De-aia vă zic că nu are rost. Sunt mai faine la cougar. Cougar, să știți că întâlniți pe toată harta, doar că ar fi două locuri unde e cel mai, chiar cel mai ușor să stai la cougar și să-i vânezi. Deci ăsta e primul care v-am zis, uite-vă și apare aici pe harta. Și al doilea loc, care și ăsta e super fain, uite vă luați după chestia asta aici. Opa. Mai face figura cum are de duc, o să bage ăștia update și aici. În Tall Trees și vă puteți pune camp aici și uitați, aici parcați căruța, aici e cougarul. O, e o vale acolo, dar las că mergem imediat, numai să
Să dăm și noi livrarea. E jocul ăsta, vă zic, mi se pare absolut genial. N-am jucat primul, nu știu care din voi ați jucat primul. Dar, nu știu, are o grafică și tot. Și efectiv chiar nu te plictisești. N-ai cum să te plictisești în jocul ăsta. Zic eu. Acum, na. Nu se plictise nici băieții ăștia la alt care ce level -s. A, Ciprian, n-o să intre imediat, înseamnă. El are 460 ceva de genul. Na. Așteptăm în schimb update-ul. Acum în mai trebuie să se bage, din câte am înțeles, din de vreo 2-3 luni, cam așa trebuie să se bage update-ul. Doar că nu s-a tot amânat din cauza coronavirusului. Hai pe măgar, dă-i. Da. Măgar e unul dintre cele mai rapide animale din jocul ăsta, vă zic, știți. Numai că nu prea rezistă. Hai, vale. Să vedem. Asta e să-i dau invite. Așa. A, și poate vă întrebați de ce suntem numai atâția pe sesiunea asta. Ideea e că noi ne facem sesiune solo. Pentru că na, la misiuni și la din astea e mult mai bine să ai sesiune solo. E și plin de copii, să, nu neapărat copii, să zic așa, mai mult cretin din ăștia prin jocul ăsta. Care, na, tu faci misiune și ei vin și te omoară. La Moonshine, de exemplu, sau la... sau la Trader. Și îți distrug bunurile și tot. Evident, ei n-au nimica de câștigat, dar na. Să vedem, este pe aici un collectible ceva. A, și pentru colecții nu vă recomand să cumpărați hărți de la Madame Nazar. E cea mai mare prostie, risipă de bani. Doar pentru... A, ce vă ziceam, căcată. Din nou cacofonie, în fine. A, bun, hai că vine și pe atul ăsta. Calul care l-am iau e de la Collector. Vreau să-mi iau arabianul negru. Costă 50 de gol, ceva de genul. Dar că nu l-am mai luat pentru că l-au modificat. Și acum se zice că calul de la Moonshine ar fi cel mai bun din joc. Bine, să zicem că dintr-o parte în cealaltă a hărții ar fi diferență de 1,5 secunde, 2 secunde. Da, nu, no, totuși contează. Am bun, hai că începe și livrarea asta în sfârșit. Bun, hai că mergem noi înainte. Când dați livrări sau aveți distanțe în astea lungi de parcurs, ajunge să puneți un checkpoint undeva și apăsați pe astea două iconițe și merge în automatic. Numai dați, apăsați pe ea, atât. Cel mai bine. Mai ales cu căruța, așa fac tot timpul. Că măcar știi că nu te lovești. Ce faci, prieten? Opa. Hai la o plimbare. Așa, și vă ziceam de Madame Nazar. E să nu cumpărați cărțile, nu are rost, hărțile, pardon, de comori. Cel mai bine e dacă folosiți un site pe care o să vi-l las în descriere. Și site-ul se updatează zilnic
Și efectiv e cu harta, cu fiecare cu fiecare colectibil din de pe harta. Găsiți toate cărțile, toate bijuteriile, toate, mai știu eu. Oricum o să folosim și noi imediat, că dacă am văzut bine la daily, la principale am făcut pe toate, din cauza ce mai trebuie să găsim un ou. Deci dacă tot trebuie să găsim un ou, o să intrăm și noi pe harta aia. Din păcate nu vă pot arăta aici pe Xbox, dar o să vă arăt. O să vă las discul în descriere și intrați voi. Doar că să țineți minte că la ora 1 noaptea se restartează tot, se schimbă ciclu. Cred că sunt vreo 6 cicle. Cicle? Așa se zice, nu știu. Cicluri, pardon. Hai că avem de mers un pic. Au. Încă o chestiuță foarte faină care eu am descoperit-o de puțin timp, chiar dacă am level 91. Cum să faci drifturile astea? Bine, pe PC sau pe PS4 nu știu, dar pe Xbox vă zic. Apăsați A și RB. Vă puteți și roti sau să nu vă rotiți. Dar dacă apăsați RB și X, face chestia asta care e grozav, gen să faci poze sau știu eu. Că avem de făcut și două bounty-uri. Nu știu dacă apucăm să le facem în seara asta, dar e ora 23 când filmez eu. Oricum, în seara asta mai mult am vrut să zic așa, să dau startul la seria asta pe Red Dead. O să vedeți la mine pe canal că am jucat World of Tanks. Dar na, băieții de aici tot m-au morțăcăit, dar într-un sens bun al cuvântului, m-au frecat la cap să intru pe Red Dead și vă zic, o dată ce am intrat, n-am mai putut să mă las de el, deci. Acum am cer scuze pentru băieții de pe tancuri, dar uitați-vă, mă, serios, deci jocul ăsta e genial. Întotdeauna să-i lutați, întotdeauna, pentru că găsiți colectabile și la ei. Când am dat livrarea mai înainte, am găsit câteva ore, am găsit 3 colectabile, deci e foarte bine. Date de pe mine, mă, bă. Ah. Vezi, de asta v-am zis să nu veniți singuri. Nu e bine să veniți singuri. Acum că am venit eu singur, e una. Pentru că băieții sunt cu căruța, dar să fii singur și cu căruța, mai nașpa un pic. Mamă, ce aproape a fost.
mai treci acum o dată. Bătaie pe 500. Lancaster un pic. Apoi pe cap. Bun. No, și să începem să-i luptăm până vin băieții. Vedem dacă găsim ceva bun. La ei ar trebui să găsim. Aoleu, ce-i cu tine, frate? Bun. Hai să terminăm de lutat. Am găsit și un predator bait, super. Aia n-am găsit colectabile, dar nu-i nimic, asta este acum. Bun, hai să ne chemăm calul și mergem să vă mai arăt câte ceva. Să-i mulțumim la Tom. Bun, no, hai să vedem pe unde avem cel mai aproape checkpoint. Teleporter, adică, pardon. Strawberry, bun, aici trebuie să mergem. Hai să ieșim și din pose. Nu, ce fac aici? Ah, bun, o șterse, perfect. Mergem să continuăm să vă explic care e faza cu cougarul și cu traderul. E chiar foarte ușor. După ce prins figura, acum a fost ocazia asta și am zis că 350 cred chiar de dolari a fost. Bine primis tot timpul, nu? Mai ales că pe jocul ăsta e destul de greu să faci bănuțe și ca în viața reală destul de ușor să-i faci, să-i pierzi, pardon. Deci, orice ocazie de făcut bani aveți, eu zic să profitați tot timpul de ea. Pare rău că n-am... Opa, ce? Nu. Că n-am dat mai târziu un pic livrarea, s-o fi filmat. Doar că n-am mulți dintre băieții cu care am dat-o nu mai erau la ora aia, la ora asta, adică, și atunci am zis că o dau mai devreme. Hai, dat departe strawberry-ul ăsta.
Poate că ți-o moare degetul. Nu știu vouă pe ce butoanele aveți setate să alergați, dar mie mi-o moare degetul jur. Mergem în camp. To be entrepreneurs. Way things have been going, there's no stopping us. Unde ce mai arăt o dată? Aici la Great Plains, între I și N. Aici e tot timpul Cougar-ul. No, bun, hai să mergem până acolo atunci. Trebuie să dăm oare resupply sau ceva? Nu, bun. Resupply-ul vă costă $20. Dar recomand tot timpul să-l faceți pentru că vă dă 500 de XP în plus, deci se merită tot timpul făcut. Și motivul pentru care nu mă duc acum așa direct pe partea asta e ca nu cumva să mă atace. Prefer să mă duc pe aici roată și atunci le-au pe la spate tot timpul. Ah, am găsit și eu drumul. Ah, și bă, ca să nu uit, dacă în caz că vrei să joci cu noi, opa, uita. Exact asta ziceam, că nu vreau să mă atace și am mers prea aproape de el. L-am stricat, e numai de 2 stele, dar degeaba că n-aveam armele echipate. Nu contează. Așa și ca să nu-mi uit ideea, în caz că vreți să jucați cu noi, puteți să mă adăugați pe Xbox, doar pe Xbox. Deocamdată, să vedem, mai este unul, uite că mai este unul. Mai se întâmplă când sunt 2. Hai tragem că... nu, am arătat. Bine. Acum chiar că l-am stricat. Asta înseamnă să fii putare să schimbe armele. Nu contează. Bun. Cum ziceam, puteți să mă adăugați pe Xbox. Aici sus aveți gamer tag-ul meu. One shot row. Și vă alăturați în trupă, jucăm zilnic, deci efectiv zilnic. Facem daily-urile și ca să menținem streak-ul. Bun, deci acum e ora 11 fix. Hai să vedem în cât timp reapare. Între timp să trimit calul de aici și să chem căruța. Cine știe pe unde... A, uite că mi-a dat aproape perfect, uite acolo. Deci ora 11 fix, hai să vedem cât de repede reușim să umplem, cred că mai erau 3 sferturi goale la Crips pentru livrare. Cam așa, 3 sferturi goale erau. Hai să vedem în cât timp reușim să le umplem. Bun, ideea e că parchem în căruța aici. Ok, am parcat-o dacă e. Ideea e să stați după deal, după deal și cu spatele, gen vă uitați încolo, un minut, maxim două, ca el să se respawneze. Bun, perfect. Nu știu dacă ați observat și voi, dar
Am trimis calul fără să-mi iau armele. Genial. Bun, hai să vedem. Nu, încă nu a apărut. Mai așteptăm un pic. Zilele astea au cam dat erori. Gen, nu se mai respawna cougar-ul. Foarte ciudat. Foarte, foarte ciudat. Pentru că v-am zis că lucrează la server și la toate pentru update. O să apară două roluri noi chiar. Poate unul, poate două, dar unul sigur. Sperăm că două. Să zicem că da, să sperăm că nu. Și trebuie să se bage și pasul numărul 3. Care știu ce este, dar nu am... n-am participat nici la primul, nici la al doilea, pentru că nu jucam pe atunci. Al doilea s-a terminat în decembrie, cred, sau în ianuarie, ceva de genul. Bun, e 11 și 2 minute, hai să vedem. În mod logic și normal trebuie să fie respawnat. Hai să vedem, da, cred că acolo-i. Acolo-i, v-am zis, deci 2 minute s-o și respawna. O, e și de 3 stele, bun, hai să vedem. Reușesc oare să-l îi dau cap? Of, iar am ratat. Hai, extraordinar. Da, așa-ți bagi joc de cougare. Că trag cu gloanțe express, da. Bun, hai să vedem dacă punem și o momială. Că vine cu tagul. Vine, vine. Așa. Bun, până una pe alta. Hai să trimitem noi căruța asta în pulă de aici. Așa, și schimbăm căluțul. Să ne luăm armele ca lumea. Perfect. Bun, gustări, atât am avut nevoie de tine. Bun, și 4 minute, hai să vedem, la așteptăm până la și 5. Și ne uităm. Durează să pot să chem iară căruța. 1 minut și 17, perfect. Apărut. Vă ziceam, mai așteptăm un minut. Și da, aștept foarte mult pasul ăsta. Numărul 3. Așa să vă imaginați pasul ăsta. Nu știu care ați jucat PUBG sau Fortnite sau... ce mai sunt din astea? Unde ai Season Pass-ul. Da. Exact așa e și aici. Outlaw Pass. Bun, uneori nu se respawnează din cauza că sunt anumite animale mici pe aici. Bun, ridicăm de pe jos. De fiecare dată să nu lăsați animale pe aici, pe lângă cugări. Pentru că nu se mai respawnează. Deci nu ai voie lăsate animale moarte.
aici am sconxul ăsta foresit. A, nu. Să vină calul acum, perfect. Mai trebuie 3, cred. Da. Încă nu reapărut. Deci, până, să zic așa, acum 2 săptămâni, îl găseai acolo regulat. Acum, de când lucrează ăștia la server și la joc și la toate, mult mai greu. Apar tot felul de erori. Palpitant să te dai jos așa. Donorul a apărut. Mergem să mai punem o momeală, vedem, poate. Dacă nu, nu mai stau să pierd vremea, mergem și căutăm o ăla și... Mai vedem. De multe ori pui momeala, te întorci, așa cum am făcut acum și deja acolo. Nu, n-avem noroc. Mergem înapoi în groapă. Și da, puteți să-mi propuneți orice subiecte de discuție legate de joc sau nu. Pe viitor, dacă o să vă placă seria. Ok, uitați acum de ce nu ne apare Cougar-ul. E din cauza că e Red Fox-ul ăsta aici. O să meargă și o să mănânce momeală. Da. Bine, hai că nici nu mai are rost să mai pierdem vremea. O să mai stau eu pe aici, offline. Cred că acum au reapărut Cougar, stai să vedem. Da, bine, de ostea. Bun. Deci ați văzut și mai înainte, au apărut la 2 minute, la 2 minute și apoi la 6 minute. Și asta e unul dintre altele motive pentru care ne facem sesiune solo. Adică gândiți-vă acum pe o sesiune publică unde ai câteva zeci de playeri. Toată lumea stă la Cougar-ul ăsta aici. Nu prea ai șanse, înțelegeți ce zic. Cel mai bine cu sesiunea solo. Ai un glitch. Este când îți dă eror, dar na. Important e că nu se poate lua bani pe așa ceva. Probabil că o să repare acest bug, am un ca sigur. Wow. Au. Bun, se mai ridică calul ăsta. Să zicem. Bun, trebuie să așteptăm 2 minute pentru a să reparăm vagonul. Am făcut un pic de parcurs și off-road cu el.
well stocked for the time being. Bun, deci vedeți că pe măsură ce scad stelele tot mai puține, da? Deci ăla de 3 stele ne dă dublu decât ne dă asta de 2 stele și ăla de 1 stea ne dă de 2 ori mai puțin decât ăsta. Beautiful. Vedeți că până atunci eu intru pe site-ul ăla ca să vedem unde avem un nou pe aici prin apropiere. Curios că nu au trecut 2 minute. De secunde. Bun, deci un ou ne trebuie. Așa, bun, suntem aici. Bun. Bun, și aici va apare și unde e Madame Nazar zilnic. Fuu, ce departe acum. Bun, nu e problema. Să chem vagonul și mă mai uit o dată să văd ce am de făcut. Așa, încă un ou. Să vinem 3 colectabile în azar și astea cu lopata. Astea o să le fac eu puțin mai încolo, dar durează. Nu vă mai țin atâta. Hai să vedem, deci. Aici în zona este. Aici. Bun, dacă tot am chemat vagonul, să vedem, ajunge până aici, n-a ajuns până aici, trebuie să mergem greu. Să vinem și cu grei rapid și mergem după ou. Nu înțeleg de ce ți-l spawnează tot timpul așa de departe. Aiurea. Avem 3 în căruță parcă. Supplies are looking healthy right now. Okay then, no comment. A, deci de preferabil ar fi și voi să încercați să-i să țineți tot timpul de 3 stele. Și să vă luați tot timpul armele la voi. Nu fiți ca mine. Bun. Hai să ne teleportăm atunci acolo. Avem o mămăliguță cu pește. Goldul care l-am strâns acum, l-am strâns special pentru roluri, ce o să apară, pentru pasuri și mai departe. Golul meu e să strâng cam, nu știu, 1000 de gold, să zicem. Mâncalu. Și să-mi fac toate armele cu gold. Și prea băiatul de care v-am spus mai înainte. El m-a ajutat de când mi-am cumpărat jocul. El joacă din totdeauna, să zic așa. Și m-a ajutat foarte mult. Beatul care are o dedicație foarte mare pentru jocul ăsta și... Da, se ține. Se ține. Când poate, intră. Mersi. LOL.
Opa, 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 vezi, aici ai și urși și tot felul. Cred că e cougar chiar, da. E și un cougar, vedeți, și de 3 stele. Și aici este cougar, dar e destul de greu să-l vânezi pe aici, că nu e în câmp deschis. Și de obicei aici trebuie să aveți mai grijă, că aici este și un cougar și un urs. Nu știu dacă e grizzly sau nu, nu mai țin minte exact, dar... Bun, uite acolo e ouă. Luăm ouă, mai facem 0.5 gold. Opa. Opa. Să aveți mare grijă să nu faceți ce am făcut eu acum, că riscați să călcați pe ou. Bun. Riscați să călcați pe ou și... Na, îl distrugeți. Disparge. Oftim, am mai făcut 0.5 gold. Stați, așa, bine. Bun, mai avem parcă ceva de făcut. Hai cum mai facem și pe asta, mergem pe la Madame Nazara. Uitați cum v-am zis că site-ul se restartează în fiecare seară la ora 1. Deci, până la ora 1, uite aici Madame Nazara. Până la ora 1 să încercați să... Să încercați să terminați cu colectabilele. Bună noaptea. Iar daily-urile, daily challenge-urile se resetează la ora 9, ora României dimineața. Oare mă duc în direcția bună? Teleporter, nu. Nu mă duc deloc bine. Și pe aici mai sunt colectabile. De multe ori. Uita, cu ce vă ziceam, uita acolo este unul. O să ajungeți și voi să le învățați destul de repede după un timp. Parcă sunt multe, na, și nu le poți reține pe toate, de-aia e foarte util site-ul. Hai că avem ce merge, mergem până în table, uite. Bun. Să vedem pe unde e și căluțul. Episodul următor o să fie un pic mai complex. În sensul că vreau să vă arăt cam cât s-ar putea să câștiga pe zi din fiecare rol. În afară de Moonshine, în sensul că nu am Moonshine-ul. Mă gândeam să mi-l cumpăr, doar că deocamdată are foarte multe bug-uri. Și... Opa, opa, coborăm și noi cumva de aici, așa. Are multe bug-uri și se tot blochează și la băieți le dă eroare la livrări și... Atunci am zis că deocamdată nu-l cumpăr încă, numai după ce o să apară și celelalte, că atunci repară ăștia toate problemele. Și da, sunt deschis la orice sugestie dacă vreți să-mi propuneți ceva. Puteți ori să-mi dați mesaj pe Xbox, ori să lăsați comentariu pe YouTube. Nu e nicio problemă. Oricum o să vă răspund. Cu ce să facem, de exemplu? Challenge-uri. Nu știu, batem între noi, ne omorâm, ne... Aba, na, ce vreți voi.
Dacă pot să vă ajut cu orice, cu plăcere. Genial, faci drifturul cu calul. Ok, deci cred că trebuie să îi vindem trei colectabile. Bun. Hai să vedem, hai să vindem. Așa. Am vândut una din aia. Uite, vedeți, deci am vândut o singură colecție, mi-a dat 1500 XP. Deci, e genială, e genială. Bun. Bun, fraților, cam atât a fost și cu acest videoclip. Am vrut să spar cumva gheața. Na. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!